în prima amicală câștigat la scor. Da, un rezultat bun, suntem fericiți că am venit până aici, am scos un rezultat bun și sperăm să continuăm așa și în campionat. Goluri spectaculoase. Da, a fost un meci benefic pentru noi și pentru ei, cred. Te-ați doamna așa tine de... pe calul Popescu sau? Sincer să fiu, nu am văzut-o. Nu. Vă era dor de meciurile de adversare? Da, ne era dor, sincer, mie chiar mi-a fost și mai dor că am fost lovit și acum chiar m-am simțit foarte bine în teren. Ce ți-ai propus anul ăsta? Care este dorința cea mai mare a ta? Să ieșim campion, vă dați seama. Poate că acolo a început să se strângă așa clasa. De ce nu? Suntem pe primul loc și trebuie să o ținem tot așa și cu siguranță, dacă o să o ținem tot așa, o să fim campioni. Trebuie să țineți de primul loc bine de tot. O să ținem cât putem de mult. Care ar fi adversarul pe care îl vedeți voi așa cel mai periculos din cei care sunt înscriși în lupta asta pentru titlu? Eu zic că toate echipele sunt bune și trebuie să ne focusăm pe fiecare meci și să luăm cele 3 puncte.